Matei, capitolul 26, începând cu versetul 14 și până la versetul 29, pagina 956 în Biblie. Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 14. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai deseamă și le-a zis Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea Iuda căută un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din tăia praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis, Unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștele? El a răspuns, Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, Învățătorul zice, vremea mai este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit paștele. Seara Iisus a șezut la masă cu cei 12 ce ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. De greșit fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat -o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest ori până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția tatălui meu. Amin. Reviți să ocupați locurile. S-a citit în această dimineață la uh, timpul de rugăciune din psalmul 32 un angajament pe care Dumnezeu din cer și-l ia față de noi oamenii. Și anume acela că Dumnezeu vrea să ne învețe. Eu te voi învăța, zice Dumnezeu cum îl cunoașteți dumneavoastră pe Dumnezeu pe Dumnezeul acesta care și-a luat acest angajament sau și alte angajamente în Scriptură, îl cunoașteți ca pe Dumnezeul care își ține angajamentul? Flaci și surori, dacă Dumnezeu din cer s-a angajat să ne învețe, astăzi și cu alte ocazii, în biserică sau dincolo de zidurile bisericii, Dumnezeul acesta cu siguranță o să-și țină angajamentul. Numai că Dumnezeu are foarte multe metode de a ne învăța. S-ar putea uneori să vină foarte direct și să ne spună asta trebuie să faceți, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Sau alteori Dumnezeu ne învață luând exemple din viața unor oameni, experiențe ale lor, punându-le înaintea noastră și făcându-le să ne uităm la acele experiențe, să facem sau să nu facem ca ei. Când Apostolul Pavel a scris corintenilor despre experiența evreilor, a zis toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, să nu facem ce au făcut ei. Deci mai spun lucrul acesta pentru că astăzi, în această dimineață, Dumnezeu vrea să ne învețe prin exemplu unui om, unui om numit Iuda. Despre asta, sau despre exemplul acesta vreau să vorbesc, dragii mei, învățând să nu facem ce a făcut el. Noi avem o cântare pe care o mai cântăm din când în când și care zicem așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu mi fi sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Și cântarea aceasta, dragii mei, cel puțin în, în aceste versuri pe care le-am le -am spus în fața dumneavoastră, ne arată cum ar trebui cineva să vină la Dumnezeu, să vină înaintea Domnului Iisus Hristos. Adică cum ar trebui să venim noi înaintea Lui? Cum? Așa? Cum suntem? Dar suntem bine așa cum suntem, frați și surori. Ce ziceți? Poate vreunul din adunarea asta mare, adunată la sărbătoare în această dimineață, aici înaintea lui Dumnezeu, să ridice mâna să zică eu am venit bine înaintea lui Dumnezeu în zi de sărbătoare. Poate cineva să spună asta. Adică eu răspund cerințelor lui Dumnezeu. Eu răspund standardelor pe care Dumnezeu le-a așezat prin Scriptură în fața mea. Eu sunt în regulă. Poate cineva să spună? Când noi spunem prin cântarea aceasta așa cum sunt la tine vin, cuvintele acestea sunt expresia unei atitudini de pocăință. Adică Dumnezeule, nu sunt cum ar trebui să fiu. Dar vin înaintea ta și mă prezint așa cum sunt, cu, cu nedesăvârșirea mea, Dumnezeule, și pun toată nedesăvârșirea mea înaintea ta. Adică mă pocăiesc. E, e corect să fii așa înaintea lui Dumnezeu, ce ziceți? Frate și surori. A, sigur că e corect. Adică cu acea durere în suflet că nu pot să răspund ca om cu limitările mele cerințelor lui Dumnezeu, vin înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt, cu pocăință sinceră din inimă. Nu mai dragii mei că această, această expresie sau venirea noastră înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem, nu este doar expresia pocăinței, este expresia unei așteptări. Noi am venit în locul acesta înaintea lui Dumnezeu în această dimineață așa cum suntem nedesăvârșiți. Răscolindu-ne viața noastră de ieri, de alaltă ieri, de săptămâna trecută, de zilele trecute, dragii mei, descoperim că ceva nu, nu răspunde, nu corespunde standardelor lui Dumnezeu. Și am venit în dimineața aceasta și am fost îndemnați la timpul de rugăciune să ne pocăim. Și avem așteptări. Ce așteptări avem? Cântarea aceasta zice așa, mă spală în sângeleți divin am așteptarea Dumnezeule ca tu să mă speri în sângele Domnului Iisus Hristos. Când noi ne-am pocăit la timpul de rugăciune, adică am venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceea de pocăință, ați avut această așteptare ca Dumnezeu să șteargă cu sânge toate păcatele și toate nedesăvârșirea? Știți, când a venit fiul Isipitor acasă, a venit cu acest duh al pocăinței. Tata, am păcătuit împotriva cerului și am păcătuit împotriva ta. Dar am venit tată cu o așteptare. Știți care a fost așteptarea? Primește-mă. N-am pretenții, știu ce am făcut, știu cum am trăit, știu pe unde am umblat, știu cu cine m-am întovărășit, știu cât de tare m-am prăbușit în păcat și în mizerie. Tată, dar primește-mă. În această dimineață am venit înaintea lui Dumnezeu cu această așteptare. Dumnezeule, primește-mă. Știți? Când David s-a dus înaintea lui Dumnezeu răscolindu-și viața lui și uh, păcatele pe care le-a făcut înaintea lui Dumnezeu sau păcatul pe care l a făcut înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, omul ăsta a venit cu această așteptare și a zis în Psalmul 51 Ai milă de mine, Dumnezeule! Ai milă de mine, Dumnezeule! Ștergem fără de lege, iartă în păcatele. Deci, mei, a stat cu această așteptare înaintea lui Dumnezeu. Ei, deci, dar când vin înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, și vin înaintea lui Dumnezeu cu așteptare, vreau să vă spun, asta are rezultate spirituale. Dumnezeu din cer ne iartă, spală trecutul nostru, șterge nepocăința noastră și ne putem duce acasă altfel de oameni. Și întrebarea mea este, dragii mei, acum când ne apropiem să sfârșim timpul la casa lui Dumnezeu, oare ne vom duce în această dimineață din locul acesta altfel de oameni? S-a dus uh, vameșul acela la templu să se închină, arătul de, de fariseul acela. Dragii mei, și omul acesta s-a dus cu pocăință, s-a dus cu așteptare și vreau să vă întreb cum a plecat omul ăsta acasă. Cum? Domnul a, a spus despre asta. S-a dus socotit, neprihănit, adică primit înaintea lui Dumnezeu. Păcatele lui iertate, fără de legile acoperite, pentru că a venit înaintea lui Dumnezeu așa cum era focăindu se și așteptând. Numai că, dragii mei, și acum apropii de textul acesta, numai că sunt oameni care vin înaintea lui Dumnezeu încercând să se dea drept altcineva. Adică să se prezinte altfel de cum sunt ei. Să se arate, dragii mei, duplicitar, sunt nesinceri. Știți, când, când Eroba a trimis pe nevasta lui la, la uh, profetul Ahia i-a spus așa schimbă-ți hainele. Dă-te drept alta. Să nu se știe că ești nevasta împăratului, nevasta lui Roboam. I-așa -a schimbat hainele, s-a dus la uh, profetul Ahia crezând că este altcineva, Profetul Ahia avea științare de la Dumnezeu. Da? S-a dus fariseul la templu, ziceam mai înainte ceva despre el, să se închine lui Dumnezeu. Și a zis înaintea lui Dumnezeu așa: Îți mulțumesc Că nu sunt ca ceilalți oameni. Mă vreau să vă întreb, era sau nu era ca ceilalți oameni? Să și sură, ce ziceți? Zic că eu, eu postez de două ori pe săptămână. Eu fac milostenie sau dau zeciuială. ială. Și îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Vreau să vă întreb încă o dată, era omul ăsta ca ceilalți oameni? În mod real, adevărat, era ca ceilalți oameni? Sigur că era. Păcătos. Că Domnul Iisus Hristos că s-a întors acasă s-o cotii neprihănit. Credea el că este neprihănit. Se prezenta înaintea lui Dumnezeu altfel de cum era în realitate. Dar era altfel. E deci Iuda, omul acesta, de mai multe ori în viața lui, sau cel puțin de câteva ori în viața lui, trăit în prezența Domnului Iisus Hristos, s-a dovedit duplicitatea, nesinceritatea. Adică a vrut să arate altfel de cum este în realitate. Când Maria a turnat, spune Evanghelistul Ioan la capitolul 12, când Maria a turnat mirul acela pe trupul Domnului Iisus Hristos, Iuda a zis așa, de ce nu s-a vândut mirul ăsta, e scump, putea să se vândă cu 300 de lei să se dea săracilor? Sau spune Sfânta Scriptură că s-a dus în grădina Ghețimani, s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și i-a dat o sărutare. Expresia atașamentului, expresia iubirii, dacă vreți. Dar chiar așa de mult îl iubea pe Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, duplicitatea era stilul de viață al lui Iuda. Și culmea, cu această duplicitate, el vine acum să stea la sărbătoare, să stea la cina Domnului, să stea în prezența Domnului împreună cu ucenicii Domnului, cu această duplicitate. Ascultați, zice Iuda așa. Nu cumva sunt eu învățătorule? Acum vreau să vă întreb. Știa că el este el sau nu știa că este el? Cel care vinde. Știa sau nu știa, frații mei? Cum să nu știe? Că doar spune Sfânta Scriptură că el s-a dus la mari preot și a zis ce-mi dat și vi-l dau. Și au cântărit 30 de argint, spune Sfânta Scriptură. Și tu stai în fața Domnului Iisus Hristos și în fața adunării de acolo, celor nici și spui, nu cumva sunt eu învățătorule. Vreau să vă întreb, nu este asta duplicitate? Eu vreau să predic în această zi, dragii mei, despre omul duplicitar prezent la cina Domnului. Adică omul care vine la cina Domnului, la sărbătoare cu biserica, dându-se drept altcineva decât este el în realitate. Frății mei, nu, nu arăți spre nimeni. Nu țintesc spre nimeni, dragii mei. Dar eu acest model din Scriptură și-l pun înaintea mea. Să mă oglindesc eu un exemplu acesta, să nu fac niciodată ca el. Adică să-mi permit să vin la cina Domnului ca un om nesincer. Dumnezeu să ne firească de așa ceva. Omul duplicitar prezent la cina Domnului. Deci, omul acesta, mai întâi de toate, transmite celorlalți, Că este altcineva decât este el în realitate. Și ca să transmită celorlalți, adunării, dacă vreți, cum a făcut Iuda cu adunarea ucenicilor, el trebuie să se ascundă cumva. Cum să se ascundă? Noi suntem aici la vedere. Ne uităm unii la alții. Ne rugăm unii lângă ceilalți, cântăm unii lângă ceilalți, dragii mei, pentru că suntem aici la lumina zilei. Și totuși, când vin nesincer la sărbătoare cu biserica, când vin nesincer la cina Domnului, trebuie cumva să te ascunzi. Adică să nu se vadă cine ești în realitate. Să transmiți cumva mesajul că tu ești una cu biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, cum se ascunde Iuda? Știți cum se ascundea? În spatele unor vorbe frumoase, unor vorbe care, dragii mei, arată altceva decât este în realitate. Vă spuneam ceva mai înainte că a zis atunci când Maria a turnat, a turnat mirul acela pe trupul Domnului Iisus Hristos, păi ăsta se putea, mirul ăsta se putea vinde la cu 300 de lei să dea săracilor. Puteau zice ceilalți ucenici extraordinar, nici eu nu ne-am gândit la săraci. Uite, domnule, cine se gândește la săraci? Iuda, omul de lângă noi, se gândește la săraci. Noi niciunul nu ne gândim la săraci. Vreau să este o vorbă frumoasă să zici, da, uite, au, au, nevoie săraci. Puteam să nu facem risipă, puteam să dăm la săraci. E de admirat Iuda prin vorba asta. Dar vreau să vă întreb, dragii mei, chiar ăsta era Iuda cel adevărat, omul care se preocupă de săraci, care se gândește la cei care n-au poate cât are el sau cât au ceilalți, chiar ăsta era Iuda cu adevărat, frații mei? Sau era el altcineva? Era altcineva. Lua el ce se punea în pungă. Se ascunde în spatele unor vorbe frumoase. Vi la biserică și spui despre Dumnezeu și spui pacea Domnului și întreb de sănătate până la urmă, dragii mei. Dar ce e dincolo de vorbele frumoase? Sau se ascunde în spatele unor gesturi nobile. Vă spuneam despre, despre sărutul din grădina Ghețiman. E un gest nobil. Și omul acesta, ca să arate că este altcineva, dragii mei, că este atașat de Domnul Iisus Hristos, că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, se să duce să-i dă sărutul acesta, zice Domnul către el, Iuda, cu un sărut, Vin tu pe fiul omului? Adică tu ești, nu ești omul atașat, tu ești omul care vinzi. Ne ascundem în spatele unor gesturi nobile. Farisei din vremea Domnului Iisus Hristos stăteau undeva pe la, pe la, colțul drumului și se rugau la colțul drumului, dragii mei. Chiar așa de mult doreau să, să fie în rugăciune înaintea lui Dumnezeu sau făceau ca să fie văzut de oameni, nu? Deci omul acesta care, care vine nesincer, se ascunde în spatele vorbilor frumoase, se ascunde, dragii mei, în spatele gesturilor nobile, se ridică în picioare la biserică, ridică mâinile poate la biserică, se pleacă pe genunchi împreună cu biserica, spune rugăciuni dacă trebuie spuse rugăciuni, dragii mei, dar dincolo de asta ce este? Dincolo de faptul că vorbe frumoase, că gesturi nobile, Omul care vine nesincer, duplicitar, care are viață duplicitară, îi copiază pe ceilalți în ceea ce fac. Sărbătoresc ăștia Paștele, sărbătorește și el. Stă la cina, la cina Domnului, la cina pe care o instituie Domnul, să și el. Dacă ceilalți pun o întrebare, ascultați-mă, pune și el. Zice Sfânta Scriptură că atunci când Domnul a zis unul dintre voi mă va vinde, a zis și eu, dar într-un final nu cumva sunt eu învățătorule? Că au zis ceilalți. N-a fost el cel care a început întrebarea. Au început-o ceilalți. El doar i-a copiat pe ceilalți în ceea ce ziceau și a spus și el aceeași întrebare. Pentru că, dragii mei, când vii nesincer, doar te după ceilalți, după mulțime. Dar știți care este problema? Omul care copiază pe ceilalți nu are trăirile interioarele celorlalți. Știți ce spune Sfânta Scriptură aici despre ucenici? Când Domnul Iisus Hristos a spus adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei, puteți să spuneți, ce trăiri interioare au avut Ucenici aceștia, când Domnul a lansat acest, acest, subiect, unul dintre voi mă va vinde. Știți ce trăiri interioare au avut? Ei s-au întristat foarte tare. Credeți că a făcut-o și Iuda? Frații și surori. Credeți că și Iuda s-a întristat foarte tare? A avut și aceleași trăiri interioare? Pot să-i copiez pe ceilalți și să-i mâna. Să-i bucățica să iei paharul. Dar, dragii mei, când îi copiezi pe ceilalți, n-ai trăirile interioarele celorlalți. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat vreodată în biserica lui Dumnezeu când stăm la cina Domnului, atunci când, când se ia bucățica și când se ia paharul. Ce trăiri au unii dintre noi? Ați observat vreodată? Se roagă în liniște. Unii să lacrim. Au o cercetare specială. Pentru că trăiesc momentul acela într-un mod special. Dar cine vine de formă să copieze doar pe ceilalți, dragii mei, n-are acele trăiri interioare. Nu se gândește la cruce, nu se gândește la calvar, nu se gândește la jertfă, nu se gândește la sângele dispășitor, nu se gândește la Dumnezeu. Se gândește doar la forma pe care este gata să o îndeplinească momentul acela. Dragii mei, omul duplicitar prezent la cina Domnului doar transmite un mesaj pentru ceilalți că este altceva decât este în realitate. Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm fiecare dintre noi. Suntem aici. Nu să ne copiem unii pe alții, să facem că fac ceilalți. Dacă se împărtășește majoritatea bisericii, mă împărtășesc și eu, dragii mei. Nu fac pentru că fac ceilalți. Fac pentru că m-a învățat Dumnezeu prin Scriptură. Pentru că a zis Domnul Iisus Hristos să faceți lucrul acesta, dragii mei, spre pomenirea mea. De asta fac. Al doilea rând. Omul duplicitar care vine nesincer la cina Domnului nu a învățat încă cu cine are de-a face mai vreau să vă întreb dumneavoastră frați și surori oameni prezenți la casa lui Dumnezeu de ambuni care aveți cartea asta lui Dumnezeu în mână care citiți în scriptură care auziți predici, care stați ca și copiii lui Dumnezeu în biserica aceasta dumneavoastră știți cu cine aveți de-a face? Știți, frații mei? Trei ani și jumătate. Iuda a stat în prezența Domnului și a putut să învețe care de a face cu cineva care cunoaște toate lucrurile. Pe din afară și pe dinăuntru. Așa cunoașteți pe Dumnezeu, frații și surori. Așa cunoașteți. Scrieți Sfânta Scriptură, în Ioan, capitolul 2, că. Domnul Iisus nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisit despre cineva. Pentru că el însuși știa ce este în om. Stăm înaintea unui Dumnezeu în această dimineață care știe ce este în fiecare dintre noi. Nu ce este pe din afară. Că pe din afară arătăm bine. De gemei. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Simon Fariseul și a intrat și femeia acea, păcătoasă acolo și s-a pus la picioarele Domnului, Simon a început să gândească. A știut Domnul ce gândește Simon, frații mei, sau n-a Dacă ar fi ăsta proroc. Ar ști ce -a femeia asta? Domnul Iisus Hristos i-a citit gândurile. Și Domnul Iisus Hristos, dragii mei, și în dimineața aceasta știe ce este în fiecare dintre noi. Încă o dată spun, pe din afară, Iuda arăta bine. Nici unul dintre ucenici, când Domnul a zis că unul dintre voi mă va vinde, niciunul nu l-a bănuit pe Iuda, care arăta bine pe din afară. Dar ce înăuntru? Și Iuda, trei ani și jumătate, n-a reușit să învețe care de-a face cu cineva care știe toate lucrurile. Și stai la cină, stai în părtășie și te dai drept al cineva crezând că nu te cunoaște. Așa cunoști tu pe Domnul Iisus Hristos, așa cunoști tu pe Dumnezeu, ca pe unul care nu te cunoaște, care nu te știe, te poți da drept altcineva? Deci omul nesincer, n am învățat, nu, poate nu în trei ani și jumătate, poate în 30 de ani, sau în 20 de ani, sau 10 ani, dragii mei, de când a zis vreau să-L urmez pe Domnul până la capătul vieții, n am învățat care de a face cu cineva care știe toate lucrurile. Și încearcă Lună de lună. Sau duminică de duminică. Când vin la apostăția bisericii, să se dea drept al cineva, ca și cum Dumnezeu nu știe cine este. Știți care este problema? Omul acesta se expune într-un mod extraordinar. Zice Domnul Iisus Hristos, negresit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai! Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului! Și vai pentru că este omul care se dă drept al cineva, care nu are suficientă sinceritate să vină înaintea lui Dumnezeu așa cum este, să fie primit înaintea lui Dumnezeu. Vine vremea aceea, frate și surori, când fiecare dintre noi va fi dat pe față. Și va trebui să răspundă de nesinceritatea lui. Noastră, credeți lucrul acesta? Va fi dat pe față și va trebui să răspundă de nesinceritatea lui. Acum sau atunci? În viața aceasta sau în viața, în viacul viitor, când se va arăta Domnul Iisus Hristos? Spuneți Sfânta Scriptură că Anania și Safir au venit la, la biserică, la biserica de acolo, au adus o parte din, din, prețul cu care au vândut moșia respectivă și au zis, ăsta e tot. Erau sinceri sau nu erau sinceri? A zis Petru, Anania, cu atât ați vândut. Ce ați răspuns, Anania? Cu atâta. Cu atâta am vândut. Au vrut să facă un gest care să-i arate că sca din biserică. Dacă toți ceilalți din biserică și-au vândut averile și au pus, pus bani la piciorul apostolului să se împartă după nevoi fiecăruia dragii mei. A zis Anania și a zis Safira, hai să facem la fel. Dar nu erau sinceri. Și a zis Petru către Anania, cum ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul lui Dumnezeu? N-ai pe oameni, ai mințit pe Dumnezeu. Și când a zis, pentru lucrul acesta ne-a căzut la pământ ca mort. Pentru că te expui atunci când, înaintea lui Dumnezeu, ai curajul să vii nesincer cu o viață duplicitară. De aceea Dumnezeu din cer să, să ne binecuvinteze, dragii mei, să ne ferim de lucrul acesta. Mă duc un pas mai departe, în altă rând, dragii mei, omul care vine la părtășia cu biserica, la cina Domnului, cu o viață duplicitară, vine nesincer, pentru el Isus nu este ceea ce ar trebui să fie. Isus nu este ceea ce ar trebui să fie. știți foarte bine că limbajul nostru, vorbele noastre, expresiile pe care le folosim, arată cam ce gândim noi despre un anumit lucru, despre o anumită persoană, ce înseamnă pentru noi. Acum uitați-vă dumneavoastră la diferența între Iuda și între ceilalți ucenici. Când Domnul Iisus Hristos a zis așa, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde, ei s-au tristat foarte mult și au început să zică unul după altul, nu cumva sunt eu. Ziceți mai departe. Doamne? Și Iuda stă și ascultă. A zis Petru, a zis Iacov, a zis Ioan, au zis ceilalți. Și într-un final, ascultați-l pe Iuda. Nu cumva sunt eu. Ziceți mai departe. Învățătorule! Vă vreau să vă spun, e diferență între Doamne și între învățătorule? Pentru unii el era Domnul și pentru alții era învățătorul, sau pentru ei, era învățătorul. Deci, mei, știți că oamenii au spus în multe feluri Domnul Iisus Hristos când era pe pământ, au zis un mare proroc din, din Nazaret. Sau i-au zis, alții au zis, rabii unde locuiești? Sau preotii ce mai de seamă au zis că e un șelător. Cum întrebarea pe care vreau să vă pun în această dimineață, dragii mei, este următoarea. Cine este Isus pentru noi? Am venit în locul acesta să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Cine este Isus pentru noi în această dimineață? Domnul? Învățătorul? Un personaj din istorie? Cine este Domnul pentru noi? El ar trebui să fie pentru mine, ceea ce a decis Dumnezeu să fie Hristos sau să fie Isus. Și cine a decis Dumnezeu să fie El pentru noi? Domnul și Mântuitorul. Nu un personaj dintr-o religie. Nu un mare învățător, deși este un mare învățător. Nu un medic care vindecă bolile, deși este medic care vindecă bolile. Slăviți să fie numele Lui. Dar Dumnezeu l-a înălțat prin puterea lui, spune Sfânta Scriptură, și l-a făcut Domn și Mântuitor. Știi ce înseamnă asta? Când El este Domn și Mântuitor pentru mine, eu trebuie să stau aici, înaintea lui Dumnezeu, să stau la sărbătoare aici, ca un om care am beneficiat de iertare prin jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Este mântuitorul meu, Adică El este Cel care m-a iertat de toate păcatele mele. Mai credeți într-un Dumnezeu care prin Hristos Domnul iartă toate păcatele și în vremea aceasta. Mai credeți, frate și surori? Prieteni dragi, mai credeți asta? L-a înălțat prin puterea Lui, spune în fapte, capitolul 5, l-a făcut Domn și Hristos ca să vestească lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Frate și surori, nu există acces la Dumnezeu fără să trecem prin Hristos Domnul și prin iertarea Lui. Înaintea Sfințeniei Lui Dumnezeu, cartea asta spune despre Dumnezeu că este Sfânt. Și eu sunt în lumea aceasta un biet păcătos. Cum să am acces la Dumnezeu, Dumnezeul cel Sfânt? Eu păcătos din lumea aceasta, fără să trec prin Hristosul care îmi spală păcatele și fără de legile. El trebuie să fie mântuitorul meu. Dar trebuie să fie și domnul meu. Când îi spun Doamne, înseamnă că m-am așezat sub autoritatea Lui. Este Domnul de care am decis să ascult în viață și frați și surori. Suntem biserica lui Dumnezeu în locul acesta, nu pentru că suntem niște oameni religioși. Și pentru că într-o zi asemenea lui Saul din Tars poate prăbușiți înăuntru, nu pe din afară cum a fost prăbușit el. Am zis, Doamne, ce vrei să fac? Adică mă așez sub autoritatea Ta. Vreau să ascult de ceea ce -mi Tu îmi spui să fac. Și lui, lui Saul din Tars s-a spus acolo pe drumul acela intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Mai vreau să vă întreb în viața pe care o avem de membrii de biserică. Ne-a spus vreodată Dumnezeu ce trebuie să facem. Frații și Dacă suntem sub autoritatea Lui, dacă este Domnul nostru, pe lângă Mântuitorul nostru, El ne spune ce trebuie să facem și noi trebuie să facem. Că ne cere lucruri care ne plac, sau lucruri care nu ne plac. Lucruri care se par simple sau ne se par complicate. Dacă Dumnezeu din cer ne cere să facem, frați și surori, într-o lume care s-ar putea să nu ne înțeleagă, într-o familie care s-ar putea să nu ne înțeleagă, eu trebuie să fac ce zice Dumnezeu, pentru că El este Domnul meu și Dumnezeul meu. Îl într-o zi Dumnezeu, pe, sau îi spune într-o zi Dumnezeu lui Ilie și zice așa, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab. E neobișnuit lucrul acesta. E ușor sau e complicat? Știți că perioadă de timp el a fugit dintr-o parte într-o altă parte să se ascundă de Ahab. Și spune Sfânta Scriptură că Ahab l-a căutat în toate împărățile de prin prejur să-l găsească, să pună cumva mâna pe el. Pentru că trei ani și ceva n-a plouat în țară pentru că a zis Ilie, așa vorbește Domnul, nu o să fie ploaie. Și oamenii mureau de foame. Și într-o zi Dumnezeu zice Ilie, pregătește-te că trebuie să te duci înainte la Ahab. Omul care fuge de Ahab. Stă și ascultă ce zice Dumnezeu. Aude ce zice Dumnezeu. Și se duce să se înfățișeze înaintea lui Ahab, ca să asculte de cel care este domn peste el. Frăzicuror, Dumnezeu l-a făcut mântuitor și domn. Pentru Iuda, Iisus era doar învățătorul, pentru noi care suntem în locul acesta, oare ce înseamnă în ziua de astăzi? Este mântuitor și domn? Că dacă am venit doar așa să fim aici, doar să facem, dragii mei, ceea ce facem o dată pe lună, fără să ne gândim, dragii mei, la lucrul acesta, s-ar putea Iisus să nu fie, să nu aibă mare însemnătate pentru noi. El trebuie să fie mântuitorul și domnul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai spun un lucru, dragii mei, și apoi mă apropii să închei. Omul acesta care vine nesincer, care are o viață duplicitară, are gândurile incorrect orientate. Nu este cu gândurile corect orientate. Vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu din cer este interesat de ce gândim noi când stăm aici pe bănțile astea? Credeți? Care de aici ați accepta ca pe ecranul ăsta mare, ăsta de aici, să fie afișate gândurile dumneavoastră numai de când ați intrat în biserică. Ați accepta? De ce nu? Pentru că nu totdeauna gândurile noastre au fost gânduri bune. Poate despre Dumnezeu, poate despre fratele de lângă mine, despre sora care să nu știu în care colț. gândurile au zburat cine știe pe unde. Știți că Dumnezeu din cer este interesat de gândurile noastre când stăm aici în biserică. Sau nu numai când stăm în biserică, dar vorbesc acum despre momentul când stăm în biserică. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Iuda, nu despre lucruri care au pe din afară. Despre lucruri care au în gândul lui, în mintea lui. Știți asta? Știa că diavolul pusese în inima lui Iuda gândul să vând, avea gândul să-l vândă. Și toată preocuparea lui Iuda era, dragii mei, îndreptată cum să găsească momentul potrivit. Adică stai la părtășie, stai la cina Domnului, stai în părtășie cu grupul acela de, de oameni ai lui Dumnezeu, al Domnului Isus Hristos și tu te gândești cum să-l vinzi. Oare unde ar trebui să fie îndreptat gândul nostru când stăm aici la masa Domnului, frate și surori? Unde? Știți unde, printre altele, la semnificația spirituală a acestui, acestui gest pe care o facem. O să întind mâna să o bucățică. O să faceți masă la fel. O să întind mâna să o paharul acesta. Gândul meu trebuie să fie îndreptat spre semnificație. Ce fac de fapt în momentul acela? Că stau la masa Domnului. Care este semnificația șederii mele la masa Domnului? Dragii mei, a spus-o a spus Dumnezeu aici în Scriptură. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Adică să-mi amintesc. De ce să mă amintesc? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine. Că dacă mă gândesc doar la lumea aceasta, așa în general, dragii mei, s-ar putea să nu fiu tare mult impresionat. Că s-ar putea să nu-mi pese foarte mult de lumea asta. Dar când te gândești că Dumnezeu atât de mult te-a iubit pe tine, că pentru tine l-a trimis pe Fiul Său în această lume, dragii mei, e un lucru important lucrul acesta. Și când stau la masa Domnului, mă gândesc la această semnificație spirituală: că Dumnezeu l-a trimis pe Isus în lumea aceasta pentru mine, că acolo pe Calvar, Hristos a purtat păcatele mele, a purtat rătăcirile mele, a purtat neputințele mele, acolo pe Calvar, Hristos a suferit pentru mine. Și dacă sunt aici oameni care trăiesc momentul acela, au acea trăire interioară despre care v-am spus mai înainte, au pentru că oamenii aceștia prind semnificația acestui moment. Prin semnificația, dragii mei, jertfei de la calvar. Au această reacție lăuntrică, această trăire lăuntrică, pentru că știu, Hristosul a făcut de dragul lor. A făcut pentru că i-a iubit. Și au această trăire interioară. Da, eu s-ar putea să să stau deoparte și să fac gestul acesta tradițional, virtutea unei religii pe care o am, fără să am trăie interioară, pentru că nu mă gândesc la semnificație. Dumnezeu din cer, dragii mei, în această dimineață să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Spun încă o dată, dragii mei, nu mi-am propus să arăt spre nimeni. Nu m-am gândit la nimeni. M-am gândit la mine însumi, dragii mei, și la ceea ce îmi cere Dumnezeu mie când vin în locul acesta, așa cum sunt să vin la El. Știu că nu sunt perfect. Știu că am, am, dragii mei, lipsurile mele, greșelile mele, păcatele mele, am limitările mele, nedesăvârșirea mea. Și așa cum sunt vin la El, pentru că am așteptări și sunt convins că atunci când vin așa cum sunt, cu pocăință și cu așteptări, o să am și rezultate spirituale. Și pot să stau la masă, dragii mei, la masa Domnului, nu pentru că sunt un om desăvârșit, nu pentru că, dragii mei, n-am făcut păcat în viața mea. Pot să stau la masa Domnului pentru că am rezultate în urma pocăinței și așteptării pe care, am înainte, pe care o am înainte Dumnezeu pentru că Dumnezeu mă iartă și mă spală. Cu acest gând trebuie să stăm fiecare la masa Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și sunt convins că atunci când facem lucrul acesta plecăm de la părtășia aceasta revigorat spiritual. Un plus, dragii mei, de bucuria unei și proaspete cu Dumnezeu. Dumnezeu din cea să ne binecuvânteze pe toți. Amin.